Mai avem un pic și angem păritnic, dragi telespectatori, suntem foarte emoționați. Uitați aici ce canion frumos. Ăsta e undeva până munții Tara. Nu am luat-o până sud, până Africa și urcăm ca să ne plimbăm, că nu ne place să ne plimbăm, avem bani. Pentru noi banii nu e o problemă, numărul lor, ăla e cel mai important. Și ne plimbăm. Uite, frumos, natură verde, frumos, betoane, chestii. Ceva despre Mia Khalifa? Mia Khalifa, bucata ta ciocul ei, păcat că s-a lăsat, ne pare foarte rău. Ne-a rămas doar în imaginație. Azi noaptea am dormit cu ea în pat, că a căzut postul lui Făberete peste mine. Și acum toate frânele disponibile, ia uite. A venit grada regiei mini-vacanții. Toți mini-vacanții se întorc acasă. Bine întins. Avelo. Salutare băieți, o nouă zi de pescuit alături de Leo. Vom rup frumos de la noi din țară, acum să sperăm că avem și rezultate promițătoare. Dacă nu, măcar ne simțim bine, ne bucurăm de compania unui altuia în natură. Doamne ajută! Artur! A, nu mai, că au venit aia și l-au făcut. Cam tulburel un pic. A? Cam tulburel un pic. Uite acolo. Oho. Wow, e bulbonă frumos acolo. I'm zombie but awake, Bambi gonna need a wake. No time is a game, so I just put it on my way. I'm zombie but awake, Bambi gonna need a way. Can't wait, no time is a game, so I just put it on my way. All I need is love, all I need is love. 사랑을 갈구해 랩으로 바꾸시는 건 나 랩으로 얘기해 막상하는 걸 잘한 늘 하는 래퍼들 얘기는 no. All I need is hope, all I need is hope. 현실을 도피해 랩으로 바쁘다 널 날 필요로 간다고 느끼는 게 살아있다고 날 더 느끼게 담아서 노래로 만들어 나는 길을 받아줘. 누구에게 약이 되고 누구에겐 돕기 이런 얘기들은 쉿 뱀이 들어버렸네. 밤에 들이부어 저울간지 부어버려 툭 튀어나버렸네. 배가 부르지 않게 better rap on it bad on it bad bust down rolling. 하나로는 부족해 하나로는 부족하니까 난 손목에 내 또 내 목에 진 갱갱. 하지 못할 일은 없으니까 가족에게 보여줄 일밖에 이젠 없으니까. Hustle for the bus I got no time for the bitches. 랩을 못해 남아 내 노래마저도 yeah. Get a money backpack new click new whip never put it back payback click clack. Câteva cuvinte. În sfârșit primul pește. Ori o fi ora, ori nimfele. Pardon, ori pește sunt mai sus. Chiar mă gândeam să scriu tipetul să văd care e problema. Dar se vede că ăsta e sălbatic. Bine că ne-a vizitat astăzi. Ia uite cum stă pe loc.
Bine, mă, băiete, mă. Încă unul mititel. Da, fix cu aceeași nimfă dat. Înseamnă că nimfa e problema? Frumos ești. Nu o să poată. Cât un wobbler. Salut, prieteni! Astăzi, după o partidă foarte frumoasă, din păcate cu puțin pește, am umblat pe vreo 3 râuri cu prietenul meu Vlad. Din păcate, cam puțin pește, probabil că e rece, prea rece apa sau ne-am dat noi seama cam târziu ce trebuie să facem. Doar că astăzi m-am gândit să vă arăt o chestie și anume e vorba despre această borsetă de la CNF Design. Da? Dacă sunteți adeptul pescuitului mai light, adică să cărați cât mai puține chestii după dumneavoastră, o astfel de borsetă vă ajută foarte mult. Mai ales că o puteți folosi împreună cu GoPro. Haideți să vă arăt câteva chestii despre ea. După cum vedeți, are în partea de jos o agrafă, un sistem de prindere care vă ajută să o prindeți la cămașă, în cazul meu la cureaua de la Weathers. Puteți atașa la ea mai multe chestii folositoare, și anume ulei CDC, o pudră de uscat muște, bineînțeles tipeturi, un zinger, da? Și bineînțeles un amadou. Haideți să vă arăt și câteva chestii cam cum arată în interior, să înțelegeți despre ce e vorba. Ea este compusă din 4 compartimente. Avem primul compartiment care este mai înalt. Din punctul meu de vedere este bine făcut pentru muște uscate, adică nu vă turtește parașutele. Al doilea compartiment, după cum vedeți, am aici o zonă cu nimfe, da? Și dacă dăm pagina, ca să spun așa, încă o altă zonă care vă poate intra la fel, muște uscate mai mari, mai mici, am aici ceva strimărașe. Haideți să vă mai arăt încă o chestie foarte importantă. Am aici această zonă, dacă se vede, e o zonă magnetică, adică dacă ai o muscă, o poți așeza foarte ușor aici, dacă consideri că e prea mică și vrei să lucrezi la ea, să o legi, să o aranjezi și așa mai departe. Am o cutie specială aici unde puteți să vă puneți 2-3 alice de plumb, da? Încerc să nu le vărs, da? Așa. Celălalt compartiment la fel, am pus ceva muște foarte mici din CDC și bineînțeles are și un threader, da? În cazul în care vă este greu să legați micromuște, da? Și din punctul meu de vedere, piesa de rezistență al patrulea compartiment, după cum vedeți, am aici două role de tipet, care se accesează foarte ușor în partea de sus, după cum vedeți. Sper să se vadă, da? Îți iei fir cât ai nevoie, ți-ai legat musca sau liderul sau montura și așa mai departe. Este foarte ușoară. Este foarte ușoară, e făcută dintr-un fan special. În zilele călduroase de vară, când nu vreți să cărați după dumneavoastră vestă sau știu eu ce fel de borsetă sau rucsace, o astfel de micro borsetă consider că e o opțiune frumoasă, dar
Mai avem și o chestie foarte importantă aici. Nu știu dacă se vede. Da? Aici vă puteți atașa. Da, s-o scos să vă arăt. Aici vă puteți atașa minciogul foarte, foarte ușor. În cazul în care nu aveți un mincioc cum am eu, adică da, folding net. Dacă aveți întrebări, cu mare plăcere o să încerc să vă răspund. O folosesc de vreo 2 ani, dacă nu mă înșel. Sunt foarte mulțumit de ea. Îmi încape destule muște. Da? Clar că niciodată nu ne ajunge, dar consider că îmi încape strictul necesar, ca să spun așa. Dacă comandați la Fly Fishing Outlet și folosiți codul LEO cu litere mari, veți primi o reducere de 5%. Dar nu uitați, ceea ce în release este soluția. Tell 'em where I'm about to be. I'm putting down on 'em before I have a night. Running me, drop your shot, bite your lip. Ask for a call while you ride that. Why you really ain't never got a plot?